Eu nu sunt îndrept să judec vinovăția sau nevinovăția cuiva dintre foștii conducători ai Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. Dar pot să afirm cu certitudine faptul că este incorrect și distorsionat felul în care Procuratura Generală își face datoria. Unde sunt organizatorii acelor proteste, văzuți și nevăzuți? De ce Procuratura Generală evită să-l invite pe domnul Vladimir Filat la Procuratura Generală să-l întrebe, dar cam ce răspundere trebuie să poarte domnia sa pentru faptul că a depus o înștiințare în scris în ajunul zilei de 7 aprilie, unde a indicat și două nume, Agache și încă un nume, îmi scap acum, Godea, cred, care erau responsabili de menținerea caracterului pașnic și democratic al acelor proteste. Unde sunt acele persoane din așa zisa Coaliție pentru Alegeri Democratice, în frunte cu domnișoara respectivă, care au depus și ei o înștiințare? Ăștia sunt organizatorii cunoscuți ai protestelor de atunci. S-a afirmat că în spatele acțiunilor violente ar sta tot felul de provocatori și așa mai departe. Unde sunt acei provocatori? Partidul Popular Creștin Democrat a fost nominalizat personal de actualul prim-ministru ca fiind organizator al distrugerilor, incendierilor și dezastrului din acea zi din clădirea Parlamentului și a Guvernului. Noua generație, organizația noastră de tineret, a fost învinuită și ea. Unde sunt probele? Ce face Procuratura Generală? De ce nu identifică făptașii? Dacă sunt trași la răspundere unii polițiști și putem accepta că unii dintre ei și-au depășit mandatul, întrebăm de ce nu sunt trași la răspundere organizatorii. Pentru că faptele polițiștilor reprezintă o consecință, o urmare, fie și abuzivă într-un caz sau altul. Dar cauzele le-au provocat alții. Toată lumea înțelege de ce se pune la cale condamnarea fostei conduceri a Ministerului de Interne, în frunte cu ministrul Papuc, nu vreau să-l dezvinovățesc, nu sunt în drept să-i dau apreciere cât de corect a gestionat treburile Ministerului în general și în acea zi în particular. Situația este foarte simplă. Până când acești oameni sunt în libertate, actuala guvernare nu se poate pretinde a fi una eroică, democratică și legală. Imediat ce cineva ajunge în pușcărie, actuala guvernare poate să depună flori la propriul pedestal.